geografică unde rachetele rusești nu au prea ajuns. Cernăuți și sudul nu a fost bombardat. Poate centrala electrică, da, dar sau linia electrică mai departe de aici nu s-a fost bombardat. Credeți că asta este un rezultat a geografiei sau credeți că România chiar a intervenit cu sisteme antirachete aici? N-a intervenit România, sunt convins de lucrul ăsta. Aici nu au ajuns bombele numai din considerente că Putin vrea să-și păstreze legenda. În momentul când el a intrat în Ucraina, a spus, eu n-am treabă cu pământurile furate de Ucraina de la alte state, cum ar fi Galicia, cum ar fi, da, Maramureșul istoric, Bucovina. Bucovina e românească și el dacă ar arunca și aici rachete, atunci legenda lui s-ar risipi ca un palat de nisip, știți? Și eu mă gândesc că acesta este acel argument de ce la noi încă n-au ajuns bombele. De altfel, cred că ajungeau și la noi. Oricum, la Lvov bombele au ajuns. El spunea că Lvovul Galicia este furat, nu știu de la cine și nu știu de la cine. Dar, până la urmă, el a tras în Lvov. Și ca să și cred că mulți s-au bătut capul consilierii acestui dement ca să explice de ce au ajuns bombele la Lvov, da? Că ucrainenii au tras în Breansk, oraș pașnic, ce ați avut voi cu Breanscu, ce noi tragem și noi unde vrem. Deci niște lucruri care sunt lipsite absolute de scrupule și de bun simț. Eu nu mai zic despre acest război care nu are iarăși nicio logică absolut. Ce-a vrut, ce vrea Putin de la noi? Ce a vrut el de la noi? Vestul vede o luptă între democrație și dictatură. Putin este dictator, vrea să-și mențină dictatura 10 de ani. Păi să-și o mențină la el acolo, de ce are el cu celelalte țări? Da, dar dacă Ucraina sau Moldova sau România, Bolonia devin țări prospere cu democrație, cu Uniunea Europeană, asta reflectă da. Asupra lui. Așa e, că pentru că oamenii acum au posibilitatea să călătorească, au posibilitatea să vadă, sunt acele rețele de socializare și rețele globale care sunt acum unde vezi absolut totul, poți compara, oamenii își pun întrebare, de ce la noi așa? Pentru că Ucraina nu este mai bogată din punct de vedere a resurselor decât Rusia. Și cum trăim noi și cum trăiesc. Eu nu zic că noi trăim strălucit, adică în comparație cu Europa, noi avem încă de alergat în urma lor. Dar totuși, în comparație cu rușii, noi trăim mult mai bine și mult mai civilizat. Pentru că dacă ajungem în statele rusești, de un pic mai departe de Moscova, e jalea lumii, deci acolo e evul mediu, deci nu altfel. Deci oamenii nici până acum nu știu că există băi în casă. Referitor la NATO și Uniunea Europeană, dumneavoastră sunteți de părere că Ucraina ar trebui să se adere cât mai tare și cât mai repede la aceste instituții occidentale? Da. În primul rând, Ucraina trebuie să adere cât se poate de repede pentru că ar cizila un pic și legislația ucraineană, care tot este extrem de proastă, dar extrem de proastă. Ei vor în Europa, dar nici de cum nu se pot conforma cu legislația europeană. Că dacă ai să fii în Europa, trebuie să fii european, dar nu să faci tu ce vrei tu, numindu-te în Europa. În primul rând, vă referiți la dreptul minoritar. Și nu numai minorităților, eu mă refer la toate drepturile, pentru că la noi, dacă să luăm, eu fiind sociolog, politolog, îmi dau seama și știu legislația Ucrainei. Legislația Ucrainei e departe de a fi europeană, dar departe și nu numai cea... În ce domenii? În care în toate domeniile, și în domeniul economic, și în domeniul financiar, și în domeniul bancar. Sunt niște restricții și niște aberații, niște legi, niște criterii care nu se mai admit în Europa și în toată lumea civilizată. Parcă suntem țară din mâna a treia, deci chiar sunetul ăsta, situația asta trebuie să fie neapărat, nu știu, soluționată, pentru că vroind în Europa, noi ar trebui să, nu doar cu vorba, declarativ, să dorim Europa, noi ar trebui să ne conformăm acelor valori europene care sunt nu pe ultimul loc acolo, da?
Și școală, mai ales școală, că de aici începe totul, de la școală, de la educarea cetățeanului obiectiv, educarea cetățeanului, nu știu, multilateral dezvoltat, dacă doriți, că e un cuvânt din comunism, dar ar trebui să cunoască legile, ar trebui să-și cunoască, e clar, și obligațiunile, și în sensul ăsta. La noi școala, spre exemplu, vă spun eu ca un profesor care are 32 de ani lucrați în școală, e la subnivel, nici măcar la nivel înalt, e subnivel. Și de la asta nu e normal să meargă ai noștri, dacă nu știu, să meargă să vadă cum se face în România, cum se face în alte state civilizate, să vadă ce înseamnă studierea limbilor străine în școli, să vadă ce înseamnă educația cetățeanului. Și din punct de vedere a legislației, ca el să poată apăra, să știe drepturile, să știe și obligațiunile. Deci chestii care mie mi se par în Europa normale și în Europa acceptabile, aici sunt evitate. Concluzii, eu, dacă cinstit, am să-mi spun durerea, pentru că ambii copiii ai mei nu vor să se întoarcă în Ucraina. Nici fiica, nici feciorul, un pic mă doare acest lucru. Unde învață ei? Ei nu mai învață, ei au terminat, au făcut și masteratele, sunt peste hotare, fiica este în România, băiatul este în Germania și mi-au spus clar că nu ne întoarcem în Ucraina pentru că noi vrem să trăim civilizat, noi vrem să trăim într-un stat liber, noi vrem să trăim nu sub presiuni și sub diferite cenzuri și vrem să ne simțim liberi, chiar dacă nu este țara noastră, vrem să ne simțim liberi acolo unde suntem, pentru că avem o viață și au dreptate, avem o viață și trebuie să o trăim demn și trebuie să o trăim. Vorbim despre cenzură. Presa este cenzurată aici sau Presa ucraineană înainte era presă, acum presa ucraineană, din păcate, e presă ca și românească, ca și cea europeană. Caută numai informații bombastice, toată presa practică e la comandă, nu mai sunt jurnalist, sunt mercenari în jurnalism și chestiile astea la bun nu aduc, la bun nu o să aducă. În Ucraina era o tradiție extraordinară de presă, extraordinară de presă și în televiziune, că am fost și am lucrat și în televiziune 16 ani și cunosc foarte bine situația, erau evitate manipulațiile, erau evitate acele. Deci se ținea cont de codul deontologic, se ținea cont de codul etic. Etic, eu mă refer acum etic profesionalist, da? Acum aceste lucruri sunt pe planul al doilea sau al treilea, pe prim plan mereu este banul, este patronul, cel ce plătește același și comandă muzica la noi. Și chestiile astea se văd. Acum de a denigra un om, un jurnalist, își poate permite acest lucru. Înainte acest lucru nu își putea permite nimeni fără un factaj serios și fără argumente serioase. Și din păcate legislația nu apără cetățeanul de acești demenți, de acești mercenari care sunt plătiți doar ca să facă rău. Și acest lucru, zic eu, că tot mai jos și mai jos coboară societatea ucraineană în ochii Europei în același timp.